Partidul Social-Democrat a arătat faptul că a fost mereu în sprijinul cetățenilor și asta se vede prin fapte. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare în care vorbește despre eforturile pe care membrii Partidului Social-Democrat le fac pentru a le oferi cetățenilor un trai mai bun. Astăzi a fost semnat primul contract de execuție pe tronsonul Mizil Pietroasele și asta datorită ministrului transporturilor Sorin Grindeanu. Deputatul Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare referitor la acest subiect. Datorită diligenței ministrului PSD al transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, astăzi s-a semnat primul contract de execuție pe tronsonul Mizil-Pietroasele, o lungime de 28,35 km și termen de finalizare de 20 de luni. Tronsonul face parte din cele 13 tronsoane care compun autostrada Moldovei, cea mai adaptată normelor de mediu, cu 24 de spații destinate încărcării autoturismelor electrice și 65 de loturi de perdele forestiere anti-înzăpezire pe o suprafață de 160 de hectare. Tot astăzi, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat și contractul de finanțare din PNRR pentru întreg segmentul Ploiești-Buzău, care este parte componentă A7, a transmis deputatul PSD Mehedinți. Totodată a fost trecută în revistă și necesitatea introducerii salariului minim european și asta datorită implicării Partidului Social-Democrat. Tot datorită eforturilor membrilor PSD și a partenerilor noștri social-democrați europeni, Parlamentul European și statele membre ale UE au ajuns la un acord cu privire la directiva privind salariile minime adecvate. Este rezultatul a peste 2 ani de discuții și tratative, în urma cărora am reiterat în repetate rânduri necesitatea introducerii salariului minim european. Cadrul de guvernanță ce urmează a fi pus în aplicare va stabili și actualiza salariile minime și va include criterii clare pentru stabilirea acestuia, precum puterea de cumpărare, nivelul, distribuția și rata de creștere a salariilor și productivitatea națională, a transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu. Administrația PSD are rezultate extraordinare și asta se vede prin fapte. Acum vorbim despre inaugurarea primei școli 100% ecologică. O altă dovadă a eficienței administrației Partidului Social-Democrat o reprezintă inaugurarea primei școli 100% ecologică din Buzău, iar vizita președintelui Klaus Iohannis la fața locului reprezintă clar o recunoaștere din partea sa a performanțelor Partidului Social-Democrat în teritoriu. Cu această ocazie am demonstrat încă o dată că descentralizarea administrativă este soluția pentru dezvoltare, a transmis Cornel Folescu. De asemenea, deputatul PSD Mehedinți critică în termeni duri activitatea politică a lui Nicușor Dan, cât și a partidului USR. Pe de altă parte, Nicușor Dan ne arată încă o dată că nu știe ce să facă cu funcția în care a fost ales. După ce a criticat isteric proiectele doamnei Gabriela Firea, a ajuns să și le asume și să se laude cu ele, iar acum caută să implementeze măsurile și soluțiile identificate tot de fostul primar general, una dintre acestea fiind introducerea taxei de poluare la autovehicule în București. Nu că ar mai fi fost nevoie, dar Nicușor Dan alege să ducă ipocrizia pe o nouă culme și totodată să ne demonstreze că nu are absolut nicio tangență cu administrația publică. Ce se întâmplă la nivelul conducerii primăriei generale nu trebuie însă să ne surprindă prea tare. Este de ajuns să ne uităm la USR, la toate promisiunile și minciunile care au urmat și găurile pe care le-au făcut în buget cu tunurile date cu vaccinurile COVID. Apropo, primăria sectorului 1, condusă de războinica Clotilde Armand, se află la coada clasamentului privind transparența în administrație, dar ei încă insistă să ne învețe cum se face administrația, a mai transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu pe pagina sa de socializare.